După aproximativ 2 luni în care nu a putut fi folosit, tomograful de la Spitalul Județean Mavromati a fost repus în funcțiune în cursul acestei săptămâni. Astfel, pacienții botoșăneni care vor avea nevoie de investigații imagistice vor putea beneficia de ele fără a mai fi nevoie de transport la Suceava. Tomograful existent la Spitalul Județean a fost remediată defecțiunea, adică înlocuirea tubului care era defect. S-au făcut probe și se așteaptă avizul CNCAN-ului. Deocamdată s-au făcut câteva tomografii computerizate pentru pacienții internați în Spitalul Județean. Computerul tomograf de la Mavromati s-a defectat la începutul anului, iar pacienții care aveau nevoie de astfel de investigații au fost transferați la o unitate sanitară din alt oraș. Costurile reparației s-au ridicat la 400.000 de lei. Zilnic la acest aparat se fac aproximativ 30 de investigații.